Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile după amiezii. A furat o mașină, s-a izbit cu ea în pompa de combustibil a unei benzinării, s-a răsturnat, apoi a dat bir cu fugiții. Este isprava unui tânăr de 23 de ani. Poliția ne-a comunicat că accidentul s-a produs azi, la ora 3:30, la ieșirea din Chișinău, în direcția Stăuceni. Potrivit angajaților stației Peco, nimeni nu a avut de suferit, iar benzinăria continuă să activeze. Potrivit oamenilor legii, automobilul Ford Mustang a intrat în bara de suport și pompa de combustibil, iar după impact s-a inversat. Imaginile de la fața locului au fost publicate de pulsmedia.md. După accident, șoferul a fugit de la fața locului, însă poliția anunță că l-a identificat și reținut pe tânărul de 23 de ani, care a răpit mașina de pe teritoriul unei spălătorii auto din strada Ciuflea. În prezent, acesta se află în custodia poliției. Echipa Orizont TV a mers la benzinărie unde a avut loc accidentul pentru a afla mai multe detalii. Angajații Peco au refuzat să discute în fața camerei și să ne ofere imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Administratorul benzinăriei ne-a spus să ne adresăm la oficiul central. Acolo însă nimeni nu a răspuns la telefon. În afara camerei de luat vederi, bărbatul a precizat că nimeni nu a avut de suferit și că nu a existat pericolul unui incendiu. Мы просто хотели узнать вообще, что произошло и была ли опасность воспламенения, что-то подобное. Нет, в принципе, опасности-то не было. В редакции интересовались, возможно ли воспламенение было, потому что в фильмах обычно сразу все взрывается. Нет, в фильмах уже все взрывается. Здесь клапана, заклапана, на солях. Никто из работников не пострадал? Нет, все в порядке, слава Богу, все нормально. Poliția spune că întreprinde toate acțiunile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Oamenii legii nu au specificat dacă șoferul era băut sau drogat și nici ce riscă pentru fapta sa. Fostul deputat fugar român Cristian Rizi a fost extrădat în România în seara zilei de 27 aprilie. Mai mult, el a fost declarat persoană indizerabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General pentru Migrațiune din țara noastră. Autoritățile de la București au confirmat extrădarea lui Rizi, precizând că acesta urmează a fi încarcerat. Reprezentanții penitenciarului Vaslui au declarat pentru Libertatea RO că Rizi va rămâne încarcerat acolo pe durata perioadei de acomodare, timp în care va fi stabilită închisoarea, unde acesta își va fi executată pedapsa. Uite ce fac ăștia! Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Migrațiune, Cristian Rizea a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul național de către personalul specializat al IGM, iar statutul de persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie dispusă împotriva unui străin care a desfășoare ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Măsura în cauză, mai spune inspectoratul, se dispune de autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea unor alte autorități cu competențe în domeniul ordinii publice și al securității naționale, care dețin date sau indicii temeinice, în sensul celor indicate supra. Poliția română a anunțat că Rizea a fost preluat și urmează a fi dus în penitenciar. În seara de 27 aprilie, poliția română a fost solicitată de autoritățile din Republica Moldova să preia un bărbat în vârstă de 54 de ani, față de care Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost preluat cu sprijinul poliției de frontieră și urmează a fi introdus într-un penitenciar, se menționează în nota emisă. Unele surse mass media din România scriu că Rizea a fost deja plasat în penitenciar. Informația însă este imposibil de verificat. Site-ul Poliției Române nu funcționează, iar fostul deputat nu a venit cu o reacție. Cristian Rizea a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare în România pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Acesta însă s-a refugiat în Republica Moldova, unde a obținut cetățenie. Procuratura Generală a ajuns la concluzia că dobândirea cetățeniei de către fostul deputat român a avut loc contrar legii.
În noiembrie 2020, cetățenia lui Rizea a fost retrasă printr-un decret semnat de președintele de atunci, Igor Dodon, iar la finele anului 2021, el a fost lipsit de dreptul de a avea statut de refugiat pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta se declară nevinovat și spune că a fost lipsit ilegal de cetățenie. Fostul deputat român s-a înscris pe lista Partidului Noi pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Ulterior, însă, s-a retras din curse după ce CEC a stabilit că acesta nu deține cetățenia moldovenească valabilă. Magistrații s-au întrunit astăzi pentru a continua ședința adunării generale a judecătorilor, începută în data de 17 martie, atunci când urmau să aleagă 4 din 5 candidați pentru Consiliul Superior al Magistraturii, care trecuse de verificarea Comisiei Preveting. La ședință au venit peste 300 de magistrați, iar până acum numărul exact al celor prezenți a fost rectificat de câteva ori. Tensiunile au fost remarcate chiar în debutul ședinței, atunci când președintele Adunării Naționale, Anatol Țurcan, i-a reproșat președintelui interimar al CSM, Nina Cernat, că nu ar trebui să fie prezentă la tribună, întrucât este un judecător de rând. După aproape 7 ore de ședință, adunarea generală a judecătorilor a votat acum câteva minute 4 membri ai CSM, cei care au trecut de evaluare externă. Este vorba de Vasile Șchiopu de la Judecătoria Ungheni, Ioana Chironeț și Maria Frunze, magistrați de la Judecătoria Chișinău, precum și Sergiu Caraman de la Judecătoria Criuleni. De asemenea, judecătoarea Livia Mitrofan a fost aleasă în calitate de membru supleant al CSM. În debutul ședinței, cu un mesaj către cei prezenți, a venit ministrul Justiției, care a motivat necesitatea reformării CSM-ului și s-a arătat încrezător că împreună vor identifica soluții pentru a ajusta mecanismele aplicate în procesul de reformare a justiției. Cred că veți fi cu toții de acord că în ultimii ani mecanismul de supraveghere și autoadministrare a CSM-ului a fost neputincios în asigurarea standardelor etice a judecătorilor. Iar unii din cei suspectați de corupție sau lipsă de integritate nu au fost sancționați și prin aceasta cumva s-a periclitat valorile statului de drept. Această situație gravă a determinat autoritățile să acționeze într-o manieră mai promptă, mai hotărâtă și prin aplicare de măsuri neordinare, dar cu scopul clar și nobil de a reseta sistemul și de a redobândi încrederea societății. Măraru a plecat la scurt timp după ce și-a ținut discursul, iar ședința a continuat, însă cu scandal. Președintele adunării, Anatolie Țurcan, i-a cerut președintelui interimar al CSM, Nina Cernat, să părăsească tribuna, după ce ea a preluat conducerea adunării și a oferit cuvântul ministrului Justiției și membrului CSM, Ion Guzun. Că nu mai trebuie să continuați cu momente organizatorice. Dumneavoastră sunteți un judecător de rând care ar trebui să o asup. Deși pretindeți să fii membru a Consiliului Superior al Magistraturii, sunteți un judecător de rând care ar trebui să luați loc în sală. Doamna Cernat, ar trebui totuși să aveți o leagă de simț și să aveți în vedere că adunarea generală a judecătorilor astăzi continuă și nu ați fost nici în drept să vă urcați pe scenă. De ce eu am și evidențiat că v-am invitat la începutul adunării, nu ați dorit să vă prezentați. Am evidențiat ulterior că acord cu cuvântul domnului Guzun și veniți și continuați mai departe adunarea. La ședință s-a mai anunțat că magistratul Anatolie Țurcanu a depus o cerere de demisie din funcția de președinte al adunării, însă de dimineață și-ar fi retras-o. Totuși, solicitarea acestuia a fost supusă votului. Pentru au votat 188 de magistrați, 12 au fost împotrivă, iar 33 s-au abținut. Alegerea unui nou președinte a durat ceva timp, fiind încununată cu succes abia din a treia încercare, când Viorica Puică a fost aleasă noul președinte al Adunării Generale a Judecătorilor. Magistrații s-au întrunit din nou după ce ședința din 17 aprilie a fost întreruptă. Membrii Adunării Generale a Judecătorilor au publicat o declarație comună care urmează să fie adoptată. Documentul, care conține 180 de pagini, conține recomandări pentru reforma sistemului justiției și așteptări de la Consiliul Superior al Magistraturii. În declarație se spune că
CSM-ului ar trebui să îi se încredințeze puterea de a decide asupra candidaților la Curtea Supremă de Justiție, care să fie propuși Parlamentului spre numire pe baza propunerii făcute de Comisia de Evaluare. Membrii Adunării Generale a Judecătorilor își doresc asigurarea unui proces corect și transparent de evaluare a judecătorilor, dar și de promovarea acestora, soluționarea problemei privind supraîncărcătura de muncă a magistraților, revizuirea criteriilor de complexitate a cauzelor examinate, dar și digitalizarea serviciilor judiciare. Anterior, ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, și-a exprimat speranța că judecătorii vor alege membrii CSM necesari. În caz contrar, potrivit legii, magistrații vor fi nevoiți să se întrunească din nou în ședință. În 17 martie, Adunarea Generală a Judecătorilor urma să aleagă 4 din 5 candidați pentru Consiliul Superior al Magistraturii, care trecuse de verificarea Comisiei de Preveting. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, pentru că cei care au contestat decizia Comisiei Preveting nu au primit încă un răspuns, așa că a fost anunțată o pauză. Consiliul Superior al Magistraturii este instituția care propune șefului statului numirea în funcția judecătorii și procurorilor și le monitorizează activitatea, iar reformarea sectorului justiției este una din cele 9 condiții puse Moldovei de Comisia Europeană pentru aderarea țării la UE. Premierul Dorin Recean anunță că ministrul de interne pregătește instrucțiuni detaliate cu privire la modul cum vor fi amendați cei care vor purta panglica Sfântului Gheorghe. Potrivit oficialului, decizia Curții Constituționale privind acest simbol nu schimbă nimic, iar purtarea lui este în continuare interzisă. Vor ieși în public și vor anunța exact cum vor fi documentați și sancționați cei care nu respectă legislația. Decizia Curții Constituționale nu a schimbat nimic. În continuare, etalarea acestor simboluri, fabricarea lor, distribuția, cumpărarea, vânzarea și utilizarea neconformă, în continuare, conform legislației în vigoare, vor fi pedepsite. Amintim că din data de 20 aprilie anul trecut, la inițiativa Partidului Acțiune și Solidaritate, este interzisă confecționarea, promovarea sau răspândirea panglicii Sfântul Gheorghe și a literelor Z și V, utilizate drept semne distinctive în războiul din Ucraina. Persoanele fizice care sfidează legea pot fi sancționate cu o amendă de până la 9.000 de lei, iar cele juridice cu până la 30.000 de lei. În data de 11 aprilie 2023, Curtea Constituțională a decis că panglica Sfântului Gheorghe poate fi purtată deschis atât timp cât nu promovează agresiunea militară sau crimele împotriva umanității. Deputata Pasolesea Stamate, președinta a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, a declarat că hotărârea Înaltei Curți a stârnit multe discuții. Potrivit ei, teoretic, Curtea a dat o apreciere corectă. Cum la modul practic va fi loc aplicarea acestui articol, nu este clar, a menționat Stamate. Numărul 15 din 20 ianuarie 2020. Deputatul Partidului de Guvernământ PAS, Oaza Nantoi, a pledat pentru introducerea regimului de vize cu Federația Rusă într-o emisiune la TVR Moldova. Parlamentarul nu a exclus că va veni momentul când va trebui să facem asta pentru asigurarea securității naționale și că moldovenii care se află pe teritoriul Rusiei au avut timp să facă o alegere. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a declarat postului nostru de televiziune că nu poate comenta declarația politică a unui deputat. În platoul postului TVR Moldova, deputatul PAS Oazu Nantoi a declarat că nu exclude că în viitor Moldova s-ar putea gândi la introducerea regimului de vize. Deputatul nu a precizat pentru cine anume ar putea fi introduse vizele. Și nu este exclus că pentru asigurarea securității naționale a Republicii Moldova va veni momentul să ne gândim și asupra introducerii regimului de vize. Dar eu repet, eu nu vreau să mi-asum responsabilități, dar dacă vorbim despre logica proceselor și dacă Republica Moldova cu adevărat vrea să se securizeze. Potrivit lui Nantoi, concetățenii noștri din Rusia, care printre primii vor fi loviți de regimul de vize, au avut timp să aleagă. Nu țin minte cifre exacte, dar pe durata vreo 7 ani înainte de
agresiunea frontală a Federației Ruse împotriva Ucrainei, numărul cetățenilor Republicii Moldova din Federația Rusă a scăzut cu 4 ori. Da. Da. Și eu consider că concetățenii noștri care în continuare se află pe teritoriul Federației Ruse au avut timp de ales. Potrivit datelor publicate vara trecută de Institutul de Analiză Socială și Prognoză al Academiei Ruse de Economie și Administrare Publică pe lângă președintele țării, la începutul lunii mai 2022 în Rusia se aflau temporar 76.645 de moldoveni. Această cifră este de 2 ori mai mică decât în 2021, de 4 ori mai mică decât în mai 2019 și de 7,5 ori mai mică decât în 2014, când numărul concetățenilor noștri în Rusia a depășit 500.000. În legătură cu declarațiile lui Oazun Antoi, am telefonat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru o reacție. Reprezentanții instituției ne-au spus că nu comentează declarația politică a unui deputat. Nu, să zicem stile, nu putem acum la moment să comentăm această declarație, plus că este declarația unui deputat, plus că este declarație politică. Pe linia maieului nu putem să comentăm la acest moment. Da, nu știți, poate există ceva la nivel de guvernare, discuții din astea? La momentul actual nu dețin așa informații. Am solicitat o reacție și de la fracțiunea PAS, din care face parte Oazun Antoi. Purtătoarea de cuvânt a grupului, Adriana Vlas, ne-a redirecționat către parlamentar și nu a răspuns la întrebarea dacă ideea introducerii regimului de vize cu Rusia este opinia privată a lui Antoi sau această problemă se discută și între deputați. Oazun Antoi nu a răspuns la telefon. Anterior, fracțiunea PAS s-a distanțat de declarațiile acestuia când el a afirmat la TV că diferendul transnistrian trebuie rezolvat fără dialog cu Tiraspolul. Amintim că Oazun Antoi este unul dintre cei 3 parlamentari moldoveni care din 25 aprilie au interdicție de intrare în Federația Rusă. Potrivit publicației Comersant, pentru declarațiile sistematice antiruse și aderarea Chișinăului la listele de sancțiuni ale UE. Comentând această decizie, Antoi a calificat-o drept o dovadă a slăbiciunii Federației Ruse, care nu poate oferi nimic pozitiv Republicii Moldova. Președintele rus Vladimir Putin are interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova. Despre acest lucru a anunțat premierul Dorin Răcean în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit lui, în lista neagră se află și alți oficiali ruși, dar și interpretul Filip Kirkorov, pe care Răcean l-a numit persoană toxică. În reacție, secretarul Consiliului Rus de Securitate Dmitri Medvedev susține că nimeni nici nu s-a pornit în Republica Moldova. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că autoritățile din țara noastră în mod deliberat iau decizii care duc spre pierderea suveranității statului. Potrivit lui Răcean, autoritățile au elaborat o listă neagră a oficialilor din Federația Rusă indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova. Lista nu este publică pentru a nu fi irosite resursele statului, a precizat premierul. Ceaica, dacă mâine vrea să vină Republica Moldova, poate intra? Nu. De ce? Pentru că este reprezentantul unui stat agresor. Deci orice oficial de Federația Rusă care vrea să vină în Moldova nu poate veni acum? Nu orice oficial, dar cei din lista noastră care nu pot să intre în Republica Moldova. De ce nu poate fi făcută publică lista? Adică alte țări anunță că aceste persoane sunt indezirabile în țara noastră. Vă rugăm să nu ne bateți la ușă. O să facem și noi la un moment dat o listă publică. Pentru moment este suficient mecanismul care funcționează astăzi. Nu știu dacă trebuie să irosesc, cum să zic eu, resursele statului ca să facem o astfel de listă. Putin, dacă vrea așa întâmplător să vină în Moldova, poate veni? Nu. Nici Putin? Nu. Noi avem o listă lungă și noi tot îi trimitem înapoi acasă. Deci, unu, Federația Rusă nu poate să ne spună nouă ce noi trebuie să facem sau ce noi nu trebuie să facem. Republica Moldova este o țară independentă, suverană și oricine nu respectă alegerea poporului, alegerea cetățeanului, asta este atitudinea noastră, să le spunem că fiecare trebuie să-și știe locul și ei dacă au să-și facă ceva acasă, să-și facă ceva acasă. Premierul a dat de înțeles că în listă sunt incluși și oameni de cultură din Federația Rusă.
Zic ei că sunt oameni de cultură, dar încearcă să promoveze agenda războiului, încearcă să se implice în politica din Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru efortul pe care îl depuneți, ajutați societatea să înțeleagă cine și ce, cine este, dar și de aici încolo vreau să vă rog să continuăm cu toții, și noi ca guvern și dumneavoastră din presă, să putem să explicăm cetățenilor cine este Kirkorov și de ce el este toxic. În reacție, în cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că autoritățile moldovene iau în mod deliberat decizii care duc spre pierderea suveranității statului. Ei cred că acesta ar trebui să fie un atribut absolut obligatoriu al integrării europene, să urască Rusia și orice manifestare proruse. Această atitudine nu corespunde cu starea de spirit din societatea moldovenească, a precizat oficialul rus. Iar fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este și secretarul Consiliului Rus de Securitate, a scris într-o postare pe Telegram că Republica Moldova nu ar mai exista ca stat, precizând că nimeni din oficialii ruși nici nu s-a pornit în Moldova. După aceste declarații, în reacție, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a emis un comunicat unde a precizat că nu va comenta limbajul inacceptabil al declarațiilor unor oficiali ruși. Instituția a spus însă că ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, va fi convocat la minister pentru a-i se cere explicații pe marginea afirmațiilor ce vizează țara noastră. Amintim că pe 17 aprilie, liderul din Tatarstan, Rustam Minicanov, nu a fost lăsat să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, pe 19 aprilie, un reprezentant al ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persoană non grată de către autorități și obligat să părăsească țara. Ulterior, Federația Rusă a anunțat că declară un angajat al ambasadei Republicii Moldova de la Moscova persoană non grată și suspendă intrarea în țară pentru un număr de oficiali moldoveni pentru declarațiile lor antiruse. Deciziile au fost comunicate ambasadorului Moldovei la Moscova, Lilian Darii, într-o notă de protest în legătură cu demersurile neprietenoase ale Chișinăului. În reacție la decizia Rusiei, vicepremierul Nicu Popescu a declarat că Federația Rusă s-a recurs mereu la politici ostile față de Republica Moldova și cetățenii ei. Mai târziu, publicația rusă Comersant a scris că în lista celor interziși în Rusia ar fi trei deputați PAS, Lilian Carpole, Sea Stamată și Oazun Antoi, dar și ministrul de interne, Ana Revenco. Lilian Carp a spus că nici nu avea de gând să viziteze Rusia și că motivul pentru care a fost inclus în această listă a Moscovei este faptul că a susținut legea privind separatismul. Olesea Stamată și Ana Revenco au spus că nu aveau un plan să meargă la Kremlin, iar Oazun Antoi a afirmat că pentru el nu este o noutate, deoarece anterior ar mai fi avut probleme la intrarea pe teritoriul Federației Ruse. Între timp, agenția de presă TASS a scris că și primul secretar al ambasadei Republicii Moldova la Moscova, Valeriu Manea, va fi expulzat. Această informație a fost ulterior confirmată de Chișinău. Peste 13 milioane de traversări ale cetățenilor Republicii Moldova au fost înregistrate în 9 ani de la liberalizarea regimului de vize. Datele au fost prezentate astăzi de Poliția de Frontieră, în ziua în care Uniunea Europeană le-a permis moldovenilor călătoriile de scurtă durată cu pașaport biometric în statele sale membre, precum și în cele non-membre, dar care fac parte din spațiul Schengen. Potrivit datelor oficiale, pe direcția de ieșire din Republica Moldova spre Uniunea Europeană, cei mai mulți oameni, aproape 5 milioane, au trecut prin Vama Leușeni-Albița, urmată de Vama Sculeni, cu aproape 3 milioane de treceri. Totodată, de la începutul anului curent și până în data de 26 aprilie, au fost bifate peste 700.000 de traversări ale cetățenilor moldoveni care au ales să plece în comunitatea europeană. După o pauză de jumătate de an, Ucraina a reluat livrările de energie electrică în Republica Moldova. Pentru luna mai, de la compania de stat a țării vecine, Ukrhidroenergo, statul nostru va achiziționa un volum preliminar de 30.000 MWh. Contractul semnat conține prețuri diferite și este primul de acest fel, spune Energocom, într-un comunicat de presă. Ziua, curentul va costa 95 de dolari metru watt oră, iar noaptea 55 de dolari MWh.
oră. Restul energiei în volum de 290 MWh, ceea ce reprezintă 92% din necesar, îl vom achiziționa de la centrala termoelectrică de la Cuciurcan, cu prețul de 66 de dolari MWh, convenit luna trecută pentru jumătate de an. Energocom mai spune că în mai, compania românească nucleară electrică are programate lucrări de mentenanță. De la aceasta, pentru aprilie, Republica Moldova luase 5% din necesarul de curent cu 90 de euro. Alte 5% erau procurate de pe bursa română Opcom, restul 90% asigurate de Cuciurcan. Dacă va fi nevoie pentru luna mai, în orele de vârf, Energocom poate achiziționa curent de pe bursa română Opcom, de asigurări compania. Până în octombrie anul trecut, Republica Moldova a cumpărat din Ucraina până la 30% din consumul total de curent. Din 11 octombrie 2022, după atacurile rusești cu rachete asupra sistemului energetic, Kievul a anunțat sistarea exportului de lumină către Republica Moldova și alte țări din cauza insuficienței de capacități interne. În contextul deficitului rezultat, Moldova a procurat energie electrică din România. Pentru curentul insuficient în orele de vârf de consum, țara a plătit un preț de peste 4 ori mai mare decât de obicei. Activitatea feribotului de la Molovata, care leagă cele două maluri ale Nistrului, a fost sistată astăzi din cauza rafalelor de vânt ce perturbă circulația pe râul Nistru. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal al Moldovei. În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control Creuleni 18, aflat la aproximativ 32 de kilometri distanță. Activitatea navei de la Molovata va fi reluată atunci când vor permite condițiile climaterice, mai spun autoritățile. Vamale. Începând de joi și până sâmbătă, meteorologii au prognozat cod galben de vânt în rafale de până la 72 de km la oră. Totodată, pentru data de 28 aprilie, în orele nocturne și ale dimineții, la suprafața solului și izolat s-au înregistrat înghețuri cu o intensitate de la minus 1 la minus 2 grade. Trei persoane au decedat în urma incendiului care au avut loc aseară într-un bloc de locuit din cartierul Telecentru. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:13. Potrivit primelor informații înregistrate, a fost observată flacăra deschisă de la etajul 7 al unui bloc de locuit de pe strada Pietrarelor din Chișinău. La fața locului au intervenit 5 echipaje de salvatori și pompieri ajunși. Aceștia au stabilit că un apartament cu 2 odăi este cuprins de flăcări. În timpul intervenției, salvatorii au depistat cadavrele carbonizate a 3 persoane, identitatea cărora urmează a fi stabilită. Totodată, pompierii au evacuat din interiorul apartamentului o persoană care s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Aceasta a fost preluată de Serviciul Asistență Medicală Urgentă pentru Îngrijiri. Angajații GSU au reușit după ora 22:30 să stingă flăcările. În urma incendiului au fost distruse mai multe bunuri materiale din interiorul apartamentului. Specialiștii urmează să stabilească motivul și circumstanțele în care a izbucnit focul. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 26 de situații de risc. Un bărbat de 30 de ani a fost condamnat la un an de închisoare în penitenciar de tip semi-închis pentru o alertă falsă cu bombă. Asta după ce, în octombrie 2020, individul a anunțat la 112 că biroul directorului penitenciarului numărul 2 din Lipcani este minat, iar verificările au arătat că acolo nu fusese plasate obiecte explozive. Inculpatul a pledat nevinovat. Procurorii au precizat că sentința nu este definitivă și poate fi contestată în 15 zile la Curtea de Apel. Bălți. Potrivit Procuraturii Generale, în momentul comiterii infracțiunii, bărbatul era condamnat și se afla în penitenciar. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile după amiezii cu principalul buletin informativ al zilei. Vă aștept la ora 18:45. Pe curând!